fostul premier Victor Ponta a anunțat că alți 4 parlamentari PSD au trecut la noul său partid, Pro-România. Este vorba de Ion Mocioalcă, fostul lider al PSD Caraș-Severin, Ion Spânu, deputat de Caraș-Severin, dar și deputații de Brașov, Mihai Popa și Mihai Mohaci. Sunt 4 oameni care, alături de care eu am lucrat în ultimii 17 ani ca membru PSD. Cred că toți sunt mai vechi decât mine, chiar în PSD, de pe vremea când alții erau în PD și în PRM, cei 4 aici lângă mine au fost în aceeași echipă. Victor Ponta mai spune că Pro-România are acum 16 deputați, din care 12 aleși pe o singură listă de partid și astfel are dreptul la grup parlamentar. Fostul premier anunță că mai sunt discuții și cu alți aleși ai puterii care ar urma să treacă la partidul său, iar obiectivul Pro-România este ca până în luna februarie 2019 să aibă al treilea grup politic din Camera Deputaților ca număr de parlamentari. Președintele Pro-România a fost întrebat și dacă oamenii săi vor vota o viitoare moțiune de cenzură împotriva guvernului. Nu vrem să mai rămână doamna Dăncilă prim-ministru, dar în niciun caz nu vrem să o înlocuim cu domnul Orban, care însemna să sărim din lac în puț. Ne-am dorit să schimbăm guvernul Dăncilă cu un guvern mult mai competent. În urma acestor mișcări, coaliția PSD-ALDE pierde doar matematic majoritatea în Camera Deputaților, cu 163 de aleși, când ar avea nevoie de minimum 165 ca să-și treacă singură proiectele. Însă UDMR-ul și grupul minorităților, altele decât cea maghiară, votează de cele mai multe ori cu puterea, doar că unele legi vor trebui negociate de acum și cu aceste grupuri politice. Fostul șef al PSD, Caraș-Severin, Ion Mocioalcă, a fost un opozant asumat al lui Liviu Dragnea. Acesta a semnat scrisoarea deschisă a liderilor socialdemocrați care au cerut demisia imediată a lui Liviu Dragnea din funcțiile de președinte de partid și din cea de șef al Camerei Deputaților.